Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un gorjean a fost condamnat zilele trecute pentru un furt comis acum aproape 7 ani. Mamă. Era octombrie 2014. Scrie parcă văd și acum. Da, ca ieri, când dintr-o pensiune de la Rânca au dispărut un generator electric cu dublă ieșire 220 și 380 de volți. Mai serios. O drujbă și o bormașină electrică de culoare gri. Pentru că ce e român fără o rotopercutoare? Corect. Hoțul a lăsat în urmă 2 amprente. Și a putut fi identificat, mă rog, când amprentele au ajuns în baza de date, după un alt furt comis tot la Rânca, amprentele au fost găsite, atenție, în bucătărie, pe o sticlă de vin și pe un borcan de zacuscă. Uite ce se întâmplă dacă nu mănânci zacusca la timp. Da. Exact. Poate să expire o dată. Ții zacusca, nu am probleme. Cum e posibil să rămână zacusca? Dacă a pus mâna pe borcan, treia să consume și după aceea frumos să ducă borcanul la gunoi. Corect. Să curețe, să facă cu el. Da. La perchezițiile din 2019 a fost găsit generatorul care era vopsit albastru, nu roșu, cum era inițial. Detaliile astea din știrile venite de la poliție sunt fabuloase. Bicicleta era galbenă. Borcanul de zacuscă, că nu spune, era deschis, era închis. Asta era, era de 400 sau era de la generos? Da. Adică așteptăm toate detaliile astea, erau mult mai importante decât faptul că a vopsit generatorul. Adică hoțul doar a ciugulit să vadă cum le-a ieșit oamenilor zacuscă sau a consumat sau a făcut festin. Da, greșeală mare. Deci când pui mâna pe borcanul de zacuscă, practic îți pierzi mințile. Nu te mai poți opri, s-a terminat. Da, și el a greșit și cu vinul. Ai văzut că a băut și vin la zacuscă. Nu prea merge. La zacuscă cred că merge o tărie. Da. Așa e senzația. Probabil n-a găsit și de nervi a băut niște vin, da. Un host total confuz. În 2018 a furat un storcător de fructe și o lanternă. Deci n-ai bază în el. Nu era pe electronice. Nu și-a găsit și el o nișă totuși, mai ca lumea. Da. Care, mă? Asta cu electronice. Păi ce a furat? Mai fură lanterne și storcătoare de fructe. Păi și după aia generatorul, care e treaba? Păi generator electric. Ca să ai curent pentru astea, pentru ce? Electrocaznice. Și bormașina tată. Bine, mă, ai mai bine. Toate astea trebuie curent pentru ele, dacă el trebuie să le probeze. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.